Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Taur pentru săptămâna 22-28 ianuarie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Taur în această săptămână. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Taur în săptămâna 22-28 ianuarie 2024. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot, ce mesaje au pentru cei din Zodia. Ops, deja avem un mesaj. Wow! Da, era să iasă și cinciul de bâte. Pare că este un conflict aici. Aveți parte de un conflict, de o competiție, unii dintre dumneavoastră. Aveți un examen de dat sau cei din jur încearcă cumva să vă creeze un conflict sau să vă implice într-un conflict. Aici avem valetul de spade. Valetul de spade, căutați informații, soluții, da? Sau cineva vă spionează în această săptămână. Să vedem despre ce este vorba. Avem nouăle de spade, gânduri, gânduri cât mai negative. Vă creați așa niște scenarii în această săptămână. Wow, cinciul de cupe. Ce se întâmplă cu dumneavoastră în această săptămână? Aveți așa o perioadă, wow, cinci de spade. Vă simțiți neîndreptățiți în această săptămână. Cineva face o nedreptate către dumneavoastră, da? Sau se întâmplă o nedreptate. Cineva care vă spionează să vadă ce face și așa, vă creează această situație. Fie cineva de la locul de muncă, da, vă pune bețe în roate, ori partenerul, partenera, da, sau cineva din familie, da, încearcă cumva să vă creeze o situație destul de neplăcută. Regretați ceva, plângeți după trecut, vă uitați peste umăr așa. Poate unii dintre dumneavoastră ați pierdut pe cineva drag. Da? Poate să fie și acest lucru. Și sunteți epuizați așa, aveți o săptămână încărcată. Nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj, da? Căutați soluții, căutați rezolvări. Este ceva care vă supără foarte mult aici cu nouăle de spade. Sunteți foarte, foarte îngrijorați. Nu puteți să vă odihniți. Aveți tot felul de gânduri negative. În privința unei pierderi din trecut. Vă uitați peste trecut așa, peste umăr, în trecut. Ați făcut multe sacrificii pentru cineva din trecut și această persoană va neîndreptăți, da, nu va, va creat așa o stare de, va blocat această persoană, va creat un blocaj. Aici este o situație în care cineva este pur și simplu blocat, nu știe ce să facă. Soluții sunt, căutați, doar că nu le găsiți momentan. Haideți să vedem despre ce este vorba. Da, cineva a plecat, a părăsit, a renunțat la dumneavoastră, v-ați despărțit de cineva, de o persoană, sau ați plecat de la locul de muncă, sau pur și simplu plecați cu gândul într-o direcție, da, care vă duce spre trecut și vă creează aceste insomnii, această supărare. Da, gânduri, foarte multe gânduri în această săptămână, foarte multe săbi, foarte multă agitație, mai mult mentală toată situația la dumneavoastră. Puteți să aveți de-a face cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Da, nu este valabil pentru toată lumea. Acest mesaj, este cineva aici. Da, se încheie o situație, un ciclu natural cu lumea. Închideți o situație, se încheie un ciclu în viața dumneavoastră, natural, da, dar va duce și un succes această închidere. Sau este cu cineva de la distanță, din străinătate, aveți legătură cu cineva din afară, cu o persoană, vreți să călătoriți către această persoană, dar este greu să ajungeți la ea sau persoana cealaltă este greu să ajungă la dumneavoastră, căutați soluții și nu găsiți cineva posibil să nu se simtă bine, da? Această persoană să fie la distanță și să nu puteți să ajungeți la ea și acest lucru vă stresează. Trebuie să faceți un compromis. Da, sunteți într-o situație de compromis.
un sacrificiu în această săptămână ca să ajungeți la această persoană care este posibil să nu se simtă bine, da? Să aibă probleme de sănătate. Vreți să ajutați această persoană, vreți să-i fiți alături. Dar sunteți la distanță sau persoana respectivă este la distanță. Este o săptămână destul de agitată pentru cei din Zodia Taur. Regina de Băte, dar totuși este cineva în jurul dumneavoastră care vă poate ajuta. Da? Care este așa o persoană, da? Care poate, sau prindeți cumva energie într-un final, curaj, da? Și acționați, să intrați în această energie de regină de Băte. Sau pentru linte dumneavoastră, regina de Băte poate să însemne și o a treia energie, da? Cineva care a apărut în viața persoanei dragi, da? Este denumită și amanta din tarot, da? În unele cazuri nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj și acest lucru să vă streseze că persoana dragă, da, a ales această persoană, da? Puteți să aveți de face cu zodia berbec, leu, săgetător în unele cazuri. Sau această persoană este așa, este cineva aici care, dumneavoastră, cred că ați vrea să călătoriți către această persoană. Este o persoană care vă atrage foarte mult. Este așa dulce, plină de energie, da? Este o persoană pasională, da? Sunteți atrași de această persoană și vreți să ajungeți la ea, la el, da? Poate să fie și viceversa ca energie. Sau puteți dumneavoastră să intrați în această energie după o perioadă, da, de suferință, de sacrificiu, da, și cumva încercați să intrați în această energie, să depășiți acest stres, această supărare. Da? Ia să vedem. Poate să fie, da, aici șasele de monede. Aveți de dat bani sau trebuie să primiți niște bani în această săptămână și nu știți dacă îi veți primi, dacă nu, da, este așa o energie, ați muncit pentru acest lucru sau un cadou care vi se face și vă creează din nou starea, da, vă aduce energia de regină de Băte. Cred că aici este cineva care v-a pus într-o situație destul de urâtă, da, și acum cumva încearcă să vă recucerească. În unele cazuri, da? Vă face un cadou această persoană? Sau regretați că dumneavoastră ați oferit mai mult și există aici o persoană care v-a compromis, v-a făcut să, nu știu, să vă împrumutați de bani în unele cazuri și s-a jucat cu dumneavoastră, de fapt v-a luat banii și a plecat această persoană? Este o persoană imatură, o persoană... Da, este vorba despre această persoană, regina de Băte, da? Este o persoană cu energie, așa, se gândește doar la ea, de obicei, regina de Băte, despre asta este vorba, da? Este o persoană care, excentrică, da, dar se gândește la ea mai mult, da? Acționează foarte repede. Este cineva aici în jurul nostru care vă simțiți atrași, faceți lucruri pentru această persoană, dar este nemulțumită, se pare, da? Deci nu este mulțumită cu ceea ce oferiți. Da, este la distanță această persoană. Este plecată în altă țară. Sau acest loc de muncă pe care îl aveți sau vi se oferă este la distanță. Dar aș vorbi mai mult despre o relație aici. O relație care vă creează o stare destul de neplăcută. Cineva părăsește, abandonează, nu vrea să... Nu mai vrea să continue relația asta. Nu este valabil pentru toată lumea, este un mesaj specific pentru cineva anume, da? Deci sper să rezoneze doar cine trebuie cu acest mesaj. Vă aștept și la următoarele etalări, vă îmbrățișez cu mare, mare drag.